Doamnelor, domnilor, bun găsit în Moldova, o țară de minune. Deși erau de o viață proprietari de apartamente, au rămas într-o clipă pe drumuri. Asta după ce au semnat procuri sau au încheiat contracte de vânzare-cumpărare fără să-și dea seama de consecințe. Au ajuns să blesteme ziua în care au făcut-o, mai ales atunci când își caută de mâncare prin tomberoanele de gunoi sau înoptează în vreun subsol plin de mucegai. Iar în a doua parte a emisiunii vorbim despre trecutul, prezentul și viitorul cele mai aglomerate și solicitate piețe din Moldova. E vorba de piața centrală din inima Chișinăului, care, după un secol și jumătate de istorie tumultoasă, s-a transformat în una din cele mai profitabile și în același timp tenebre afaceri din țară. Oameni bătrâni sau în floarea vârstei, dar singuratici. Creduli și naivi sau cu deficiențe mentale semnează procuri sau chiar acte de vânzare a propriilor apartamente, fără să știe că au de-a face cu escrocii imobiliari. Cei care își vânează cu multă iscusință victimele le promit că, de acum încolo, nu vor mai ști ce este greul și că vor avea grijă de ei până la sfârșitul vieții. Oamenii care le dau crezare ajung însă să-și țină zilele din pomana trecătorilor sau din ceea ce mai găsesc pe la gunoiști. De ce escrocii au undă verde la astfel de infracțiuni, ajung oare să fie pedepsiți și dacă măcar cineva dintre victime a fost ajutat de către instanțe să-și reîntoarcă proprietatea? Aflați din reportajul Lilianei Mircea. Această femeie n-a mai călcat pragul apartamentului său de mai bine de 5 ani. Apartamentul, rămas moștenire de la părinți, nu mai este de mult al ei. Mai precis, de când a semnat o procură prin care îl împuternicea pe un bărbat din capitală să efectueze orice fel de tranzacție cu apartamentul ei. Atunci nu știa nici ce semnează, nici ce soartă o așteaptă. Acum nu-i rămâne decât să privească cu regret și nostalgie la ferestrele casei sale. Uite, dacă nu... Dar oie... E cuhne zici. De când a rămas fără casă, viața a purtat-o pe Elena pe mai multe drumuri întortocheate. De câteva luni e la centrul de găzduire a persoanelor fără loc stabil de trai. Pentru un timp este asigurată cu acoperiș deasupra capului și o bucată de pâine. Știe însă ce înseamnă să-ți cauți de mâncare pe la tomberoane, să dormi prin subsoluri, într-o scară de bloc sau chiar sub cerul liber. Face parte din armata miilor de boschetari de la noi. De mai multe ori, pașii o duceau acolo unde știa că e casa ei. Здесь вы спали? Ага. Не замёрзли. И постелили что-то. Ничего не стелила так. Vecinii au adăpostit-o de mai multe ori. Я вообще, у меня, когда я вижу, разрывается душа. Все соседи это знают. Это знают. К ней какие-то, я не знаю, годные, она, наверное, сама не знает. Кто к ней подъехал и забрали квартиру. О, рămas pe drumuri. Да, da. Am ajuns, da, nu știu ce unde și ce să fac cu dânsul. Ne-am interesat la oficiul cadastral Chișinău ce fel de tranzacții au fost făcute în privința apartamentului de care a fost deposedată Elena, fiind unica moștenitoare după decesul mamei sale. În anul 2011 au fost perfectate actele moștenitorului, deci moștenitoare, bine zis, și ulterior vândut acest imobil, la fel prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat notarial. Dar în acest caz s-a acționat prin reprezentant. Deci prin procură, autentificată notarial, de oficiu cadastral, au ajuns documentele în ordine pentru a fi înregistrată tranzacția. Cum de le-a reușit escrocilor să o lipsească de casa părintească? Au acționat conform unei scheme bine puse la punct. Elena e încă din copilărie pacienta spitalului de psihiatrie. Are schizofrenie de gradul 2. La scurt timp după ce a murit maică-sa, în jurul ei au și început să se învârte mai multe persoane dubioase care se dădeau drept cunoscuți. Он говорил, что мы с ним ходили вместе в детский сад. Сказал, что нужно переехать
в село, потому что там дешево жизни стоит. Zis și făcut. Într-o bună zi, Elena a dispărut. A fost dusă într-o casă părăsită dintr-un sat din raionul Dubăsari. Голодали. Elena a fost dusă pe malul celălalt al Nistrului după ce, cu ajutorul celora care se dădeau drept cunoscuții săi, perfectase deja actele de moștenire asupra apartamentului, dar prin procura autentificată de notar, pe numele uneia dintre escroci. O rudă îndepărtată de a Elenei i-a remarcat lipsa și s-a adresat la poliție. A fost pornită o cauză penală pe faptul omorului. A fost verificate toate instituțiile medicale din Moldova, respectiv, în urma măsurilor speciale de investigații, partea vătămată a fost găsită, plasată într-o instituție psihiatrică din Râbnița. Starea sănătății era foarte gravă, a fost adusă în Chișinău și plasată în clinica de psihiatrie din municipiul Chișinău. Deja după o cură de tratament, am putut începe investigațiile. În urma discuțiilor s-au stabilit toate circumstanțele săvârșirii infracțiunii. Pe acest caz a fost intentat un dosar penal în care figurau mai mulți bănuiți. Unul dintre inculpați a fost condamnat deja la mai mulți ani de pușcărie. Potrivit procurorilor, în privința altuia, procesul de judecată continuă pe motiv că, împotriva lui, există mai multe capete de acuzare. Fiecare participant avea rolul său de terminat. Unul mergea la partea vătămată, discuta cu partea vătămată, alt participant mergea la notar. Era făcută o procură generală. Se știa din start că partea vătămată suferă de boli psihice, este iresponsabilă respectiv. Mergea la notar, întocmai o procură generală, pe bunul care aparținea cu drept de proprietate. Asta pentru ca, ulterior, apartamentul să fie vândut. Aflăm că în ședințele de judecată a fost citat și un medic de la Spitalul de Psihiatrie, care era bănuit de complicitate cu escrocii. Se presupune că anume medicul ar fi permis ca Elena să meargă cu escrocii la notar, în timp ce urma o cură de tratament într-o secție închisă a Spitalului de Psihiatrie. Ce spune medicul în această privință? Vă spun că tipul din start s-a prezentat nepot, că dacă decedase maică-sa și că el o titulează, are grijă de ea, o vizita permanent, ba haine, ba una, ieșeau la plimbare, nu poți să-i interzici, înțelegeți? Nu a avut nicio suspecție, n-am avut eu, de exemplu. A mers împreună cu Elena la notarul care a autentificat procura cu ajutorul căreia escrocii i-au vândut apartamentul. Actele au fost semnate de Elena, deși femeia habar nu avea ce semnează. Notarul a refuzat să ne ofere interviu la cameră. A vorbit când nu știa că este filmată. A spus că el e unchiul dumneei. Nu e unchiul, dar e nepotul. N-ați observat că are vreo deficiență mentală? Cum poți observi? Dacă mă vine și spune că eu vreau să fac procur. Nu era la evidență, mi-a spus de acum la organele de poliție. Dar dacă vorbiți iată cu ea, nu vă dați seama că... Era normal, calmă era. Dacă și acum, dacă stai și taci. Dar e întrebat. Și iată, mie ei are... Nu trebuie o grămadă de ani. Te pomniști când a avut pachisala zese documente cachete? Pomniști? Mhm. Sucă-i pășnul. На что? Ну вот на квартиру вашу. Сколько это пришло? Не помню, что ничего, это вредность. Видите? Эй, да, то вчера чечене урла. Чтобы кум цементе ел. То вчера нормально. Straniu, dar numele aceluiași notar apare și într-un reportaj realizat de noi acum câțiva ani. Și atunci, doamna notar era bănuită de instanțe că ar fi fost în complicitate cu escrocii care l-au deposedat de imobil pe un bărbat cu deficiențe mentale. Și atunci se declara nevinovată. Ei de vină, ei mi-au dus bolnavul ăsta și mi-a spus că e ruda lor. Vizual, nu era clar că este o persoană... L-a spălat, l-a cheptănat, l-a parfumat. Adică parfumat, poate nu, dar era curățat, era normal om, era adecvat, era bufunical. Era capabil să înțeleagă conținutul unui document juridic? Eu mi-am explicat, eu de era de acord. Bine, e semnat, să vă spun, e semnat omul. Potrivit poliției, cele mai multe cazuri de escrocherie imobiliară au fost înregistrate acum 8-10 ani. Printre acestea, unele de proporții impunătoare cu zeci de victime. A fost un flux foarte mare de acest gen de infracțiuni.
Dacă se mă refer la cazurile care le-am avut personal în gestiune, au fost în jur de 20 de cauze penale în privința la două grupări criminale bine structurate, cu în fiecare grupare criminală intrau câte 6-10 persoane. Rețelele erau bine organizate, având complici printre funcționarii de la diverse instituții ale statului. Escrocii sunt diferiți. Sunt persoane care conduc rețeaua dată criminală, sunt persoane de rangul mai jos care execută indicațiile date de sus cu antecedente penale, dar sunt persoane care cu studii superioare, bine mersi, stau bine, au locuințe, au apartamente, au locuri de muncă bine plătite. Aveau legături strânse în diferite organe ale statului, cum ar fi diferiți notari. Acumulau informații de la seluri, de la primării, de la instituțiile medicale și alte instituții ale statului. Dacă aveau norocul să nu le fie luate zilele, victimele escrocheriilor imobiliare erau de regulă duse departe de casa lor. Le găseau diferite, spunem așa, case de locuit în afara razei municipiului Chișinău. Lor le promete marea și sarea, le promete o să fie casă la sol, o să aibă păsări, animale. Când de fapt au ajuns la fața locului, când au văzut acolo erau niște case părăsite sau niște cămine din sate care nu aveau nici ferestre la ușă, nu aveau nici ușă. Procesele de judecată durează ani de zile, rare ori însă escrocii ajung să fie pedepsiți. Și totuși se mai întâmplă. După 7 ani de la intentarea dosarelor penale pe mai multe cazuri răsunătoare, acum 3 luni, 2 dintre escrocii imobiliari au ajuns la pușcărie. Cu sentință de condamnare în privința la 2 persoane pe un termen de 8 ani de zile, erau capii unei rețeli criminale, dintre care era și o femeie. Pot să spun că dumneavoastră avea studii superioare, avea legături strânse în organele de stat. De obicei, pentru ca apartamentele să nu mai poată fi reîntoarse proprietarilor, escrocii fac în așa fel ca locuințele să fie vândute de 3-4 ori. Cei care au acționat în cazul apartamentului Elenei nu au reușit să o facă pentru că, după prima vânzare, la insistența organelor de drept, apartamentul a fost pus sub sechestru. Deocamdată, casa Elenei este centrul pentru boschetari. Cazul ei însă pare să aibă o finalitate. Spre deosebire de cazurile multora dintre victimele escrocheriilor imobiliare care ajung aici și nu mai pot fi ajutate. Din păcate, ajung la noi prea târziu. Deci, când ani de zile au trecut după ce au fost depozitați locuințe și cam greu este să fie reîntoarsă. Și ce mă doare pe mine foarte mult este că, nu știu, toți avem persoane de vârsta a treia, rude, bunici. Până la urmă, este bine ca să fie cineva în preajma lor permanent, să prevenim uite aceste cazuri. Iar în cazul acestei bătrâne de 90 de ani, scenariul n-a fost pus la cale de străini, ci chiar de apropiații săi. Femeia a rămas pe drumuri după ce 2 nepoate de ale sale de pe soră au înduplecat-o să-și vândă locuința. S-a întâmplat anul trecut, la începutul toamnei. 2 ori. Zăvișania de la... Și când eu umera, eu îmi periходит. И не ей обоим, а только доченька очень хотела. Внучкина дочка. Так. Так она и не дождалась вашей квартиры. Не дождалась, она бедно очень тяжело заболела. Последней болячкой, которая смертельна, если не будешь лечить. Astfel, de teamă că nepoata ei va muri, bătrâna a hotărât să vândă apartamentul ei cu 2 camere în care locuia de o viață. Atunci nepoatele s-au jurat că vor avea grijă de ea și că nu-i va lipsi nimic. Numai că după ce au pus mâna pe bani, au uitat de promisiuni. Господа, посидите. Вот на этом диване заспала. Вот. На этом диване. Я ей дал подушку, дал ей одеяло. Соседи кушать приносили. Я ей принес пару скушать. Скоро помощь забрал ее. Din actele de la cadastru aflăm cu exactitate cum anume au procedat nepoatele cu locuința femeii. În anul 2015 este înregistrat un contract de donație
Deci proprietara face donație către persoană care locuia în acest apartament. Deci era, avea viză de reședință acea persoană. Exact. Peste o jumătate de an a avut loc tranzacție de vânzare-cumpărare. Deci s-a transmis drept în baza unui contract autentificat notarial. Iar în scurt timp, apartamentul a fost vândut de câteva ori. Începând cu prima înstrăinare, donația, propriu-zisă, au fost trei tranzacții, donația și două vânzări. Când eu видела, що ця дівчинка моя смерть, так как я не продам свою квартиру, комнату. Дочка здорова сейчас? Откуда знаю? Верите, что ваша внучка была больна? Да. Или вообще бабулечка, бабулечка, и чулечка, и чулечки. Это вот бабулечка 90 лет. Что ей надо? У нее детей не было. Конечно, надо ласки. Ну, а вот пенимы, бărbat omorit. А у нас уже когда стареем мы как дети. Bătrâna a ajuns să doarmă în subsolul blocului după ce a stat cu chirie pe la câteva apartamente din Chișinău, ca până la urmă să fie dusă de nepoate cât mai departe de capitală, în Transnistria. Калитка закрыта на ключ, я не умела открыть, я не пыталась. Я себе во дворе так сидела, как и плакала. Într-o zi însă, femeia a prins momentul când poarta era descuiată și și-a pus în gând să ajungă la Chișinău, la casa ei. Taxiul și-a fugit la Chișinău. Chipurile că să-și iei pensia, că ei primește pensia aici. Eu a stat aici, da, așa niște plânsite și așa știți astea, Doamne ferește. După câte am înțeles, o dus-o la niște bețâși, la niște astea, ca ei să moară acolo. Vecinii au alertat poliția, iar mai apoi femeia a fost dusă cu ambulanța la spital, iar de acolo a ajuns la centrul de găzduire pentru boschetari. Наше отделение имеет право держать таких пациентов 30 дней в течение года по полюсу. Медицинской проблемы как таковой у нее не было. Это проблемы социальные, которые должны решать не в больнице. Этим должна заниматься социальная служба или родственники, которым она подарила этот дом. Care sunt șansele acestei bătrâne de a mai locui în casa ei? Potrivit poliției, șanse nu prea sunt, întrucât actele au fost perfectate legal. Acesta ar fi motivul din care nu s-a intentat dosar penal pe acest caz, care miroase de departe a escrocherie flagrantă. Nu excludem această intenție a nepoatelor, dar poliția operează cu date concrete, cu documente oficiale care corespund legislației în vigoare. Vedeți că atâta timp cât persoanele nu sunt audiate, în special, mai ales că ele sunt peste hotarele țării, iar documentele prezentate și verificate, ele corespund prevederilor legale, deci nu există temei sau bază probatorie pentru a iniția o anchetă penală. Iar angajații Direcției Asistență Socială din sectorul Râșcani ne asigură că vor face tot posibilul ca problema acestei bătrâne să fie rezolvată în cel mai scurt timp, să fie plasată într-un azil de bătrâni. S-a perfectat studiul de caz, urmează doamna să prezinte tot ce ține de partea medicală, dar cu chestia asta o să se ocupe asistent social de la centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost. Și urmează să ne prezinte tot ce ține de partea medicală. Noi avem studiul de caz și o să-l înaintăm la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie spre cazare. Bătrâna care a rămas fără cuibul ei spune însă că își dorește mult să-și revadă nepoatele. Eu vreau să-i văd pe ei și eu să-i văd. Eu foarte îi iubesc. Nici la un azil de bătrâni nu pot ajunge toți cei trași pe sfoară de escroci. În primul rând, pentru că azilurile sunt pline deja, dar mai sunt și alte impedimente. Este foarte fericit acel bătrân care reușește împreună cu noi să ajungă la azilul pentru bătrâni. Toate că nu mulți și-ar dori această bătrânețe, având și ei cândva o casă și un statut social. Dar, din păcate, avem un șir de persoane care nu pot fi plasate nici la azilul pentru bătrâni, din diferite motive, de gen prezența copiilor undeva peste hotare sau alte chestii, formalități care ne împiedic până la urmă să plasăm. Oamenii aceștia își sfârșesc viața, din păcate, în niște condiții destul de dificile. Măcar un caz în care s-a rezolvat, a intrat omul în apartamentul lor. Nu cunosc niciun caz. Strada este casa lor până la urmă.
poliția și procuratura nu au statistici referitoare la oamenii deposedați de apartamente. În schimb, el este de înțeles că mulți dintre aceștia, dacă nu au norocul să fie adăpostiți de cineva, ajung pe drumuri, iar casa și masa lor sunt de cele mai multe ori prin subsoluri și pe la gunoiști. Iar după ce ajung în stradă, zilele lor nu sunt prea multe, căci au de îndurat foame, frig și boli. Rămâneți aproape, după o scurtă pauză de publicitate, aflați cum un târg de la periferia Chișinăului de altă dată a devenit principala piață a țării și totodată raiul evaziunii fiscale.